Bună ziua, pământenilor! Mă gândeam așa la religia aceasta a noastră, a românilor, religia creștină. Ne rugăm la Tatăl Ceresc. Este bine să ne rugăm la Tatăl Ceresc, dar noi acum suntem pe pământ. Eu, fiind ecologist, spun, de ce să nu ne gândim și la Mama Pământ? Se zice Tatăl Ceresc și Mama Pământ. Deocamdată, suntem mai mult cu Mama Pământ decât cu Tatăl Ceresc. E adevărat că suntem și cu capul deasupra pământului, deci suntem și pe pământ, în primul rând pe pământ, dar și în cer, pentru că avem corpul vertical și este deasupra pământului. Nu trăim în pământ, da? Suntem deasupra pământului și atunci noi practic suntem și pe pământ și în cer, dar mai mult pe pământ. S-ar putea ca după ce murim să ajungem în cer, undeva, să mergem la Tatăl. Cât de mult mergem noi la Tatăl, nu știu, că nu prea cred că suntem noi ca și Iisus Hristos și probabil nu suntem nici ca Maica Domnului, nici ca Maica Domnului. Nu știu, dintre Iisus Hristos și Maica Domnului, cine este mai lăudabil. Nu știu dacă Maica Domnului este mai lăudabilă decât Iisus Hristos. Nu știu. Eu vreau să spun că acum suntem pe pământ. Iar ecologia este un lucru foarte util pentru noi. Suntem totuși pe pământ, cu mama pământ. Aici, pe pământ, femeile sunt un pic mai importante decât bărbații. Fetele sunt un pic mai importante decât băieții. Suntem totuși pe planeta Terra. Pe planeta Pământ. Mama Pământ este aici, cu noi, și are nevoie de ajutorul nostru. E bine să fim ecologiști pe cât se poate. Bună ziua!